Ja, die Zahlen sind am sinken, aber warum sind sie gesunken? Weil wir alle Doamna ministru, Dr. Sabine Süderling-Vag. Cifrele corona sunt în scădere. De ce este încă important să facem efortul de a ne programa pentru vaccinare? Da, cifrele sunt în scădere, dar de ce au scăzut? Pentru că am fost cu toții precauți, am păstrat distanța, am purtat măști, dar și pentru că, în sfârșit, rata de vaccinare crește. Și vrem ca rata să crească și mai mult. Vrem să controlăm pandemia, așa că toată lumea trebuie să se vaccineze. Toată lumea din grupele de prioritate 3 și 4. Și când asta se va rezolva, sper ca toată lumea să se programeze rapid, astfel încât să putem în sfârșit ține pandemia sub control. Ar trebui să fim îngrijorați de posibilele efecte secundare? Da, este de necontestat faptul că există anumite vaccinuri care au și efecte secundare, am citit cu toții în ziar. Dar cred că efectele secundare sunt relativ mici în raport cu numărul de vaccinări. Dacă nu te vaccinezi, te expui la un pericol mult mai mare, și anume pericolul de a te infecta cu corona și de a dezvolta un caz grav de boală. Trebuie luat în considerare acest lucru. Anumite efecte secundare, cum ar fi că te doare brațul sau ești un pic obosit, eu cred că sunt efecte secundare care se pot suporta. Așa că fac apel la toată lumea să se vaccineze. Ce reguli trebuie respectate după vaccinare? După prima vaccinare nu există încă o protecție completă. Știm cu toții asta. Este nevoie de 5 zile până când protecția vaccinării se activează. Și numai după a doua vaccinare devine ea de fapt valabilă, după câteva zile, și până atunci încă mai e necesară precauția. Distanța, igiena, regulile. Respectați-le, vă rog, pe toate. Ne putem alege vaccinul? În acest moment nu se poate. În acest moment, AstraZeneca este lansat și oricine dorește se poate vaccina cu AstraZeneca și nu puteți specifica dorințe în acest moment. Când vom fi pe deplin protejați? Putem face ce vrem atunci? Nu, încă nu poți, dar ești pe deplin protejat după a doua vaccinare. Majoritatea vaccinurilor necesită două injecții. Ești complet protejat, dacă am înțeles bine, după 5 zile, după al doilea vaccin. Dar, totuși, încă nu poți face tot ceea ce vrei, pentru că trebuie să iei în considerare pe cei care încă nu sunt vaccinați. Trebuie să continui să porți masca și să păstrezi distanța. Așadar, este important ca, atâta timp cât nu avem o protecție vaccinală completă, să ne facem un test. Sunt multe teste peste tot, stații de testare și asta dă și un pic de siguranță. Dacă ești testat și știi că nu ai corona, poți merge la un restaurant, de exemplu. Asta ar putea fi interesant pentru unii oameni. Sau să faci din nou sport, toate lucrurile care ne-au lipsit atât de mult timp.